Anemona Andreea Lazar. Anemona, tu ai o voce foarte bună, te-am remarcat încă de la preselecții. Dar ce mi-ai trimis tu aici mă enervează puțin. Nu-mi dau seama ce fel de text e ăsta care nu are nicio rimă. Ai senzația că l-ai pus pe Google Translate din engleză și că piesa lui Celine Dion a devenit așa tradusă direct în românește. Probabil așa ai și făcut, că exact așa îmi dă senzația. Nu știu cine ți-a făcut textul ăsta, parcă nu e cantabil. Eu nu spun că nu-i tradus corect sau... N-are niciun farmec. Mă enervează. Ești foarte bună tu. Dacă treci în finală, trebuie să-ți alegi o piesă care să meargă așa cum era ea construită, doar să vii cu varianta ta, cu versiunea ta și cu improvizațiile tale. Deci aici e un punct minus, să zic așa.
Am cântat și eu piesa asta, e și pe YouTube. Piesa asta are anumite cuvinte care rezonează excepțional, care transmit excepțional de bine, chiar dacă sunt în engleză, și care sunt foarte deschise, mai ales pe sunetele înalte, pe vocea aia de piept, care e făcută special să fie cu sunetele alea, da? Cu vocalele alea în final. Ori dacă ți-a tradus-o, cine ți-a tradus-o și ți-a făcut varianta asta, nu ți-a pus în valoare vocea. Tu ai avut mai bună voce la preselecție decât aici. Înțelegi ce spun? Aici parcă mai dezamăgi puțin, foarte puțin. Dacă treci în finală, trebuie să-ți alegi o piesă de la mama ei. Tot așa cum ai ales tu Whitney Houston și ce ai mai trimis la preselecție, dar să fie în limba aia, probabil că te-ar avantaja mai mult. Baftă!